seara. Dacă există cineva care nu mă cunoaște, poate că mă îndoiesc, dar dacă sunt persoane care nu mă cunosc, mă numesc Florin Corea, sunt cel care acum 20 și ceva de ani am făcut să se miște treburile de așa manieră încât astăzi există Clubul Sportiv Atila. Cum suntem la o aniversare, n-am putut să scap, voi știți, cei care mă cunoașteți mai bine, că sunt o persoană destul de discretă, dar la 20 de ani de activitate s-a impus să vin să vă spun și eu câteva cuvinte. Am în mână hârtia prin care acum 20 de ani, în sentință publică, sună foarte marțial așa, pe data de 27 mai 1997, se înființa Clubul de Culturism Atila, Asociația Sportivă Clubul de Culturism Atila. Asta a fost prima denumire. Așa era la vremea respectivă legea, trebuia să se numească Asociația Sportivă. Ulterior s-a mai schimbat puțin, de așa manieră încât astăzi am ajuns să ne numim Clubul Sportiv Atila, nu Asociația Sportivă. Ca persoană juridică este același lucru. Clubul a pornit, complicat să vă explic cât de greu. Oana știe, pentru că a fost foarte aproape de mine la vremea respectivă, într-un subsol de bloc comunist, cu o scară pe care coboram vertical. Și cel mai complicat lucru din lume a fost să spargem aerisit, pentru că nu era posibilitate de ventilație. Un grup de puștani, entuziaști, am hotărât să mișcăm lucrurile și am reușit în 1993, prima dată, să facem o sală de sport cu niște aparate improvizate, cu un set de discuri pe care le confecționam la atelierul liceului numărul 1, aveau un atelier de strungărie și mi se părea că după ce am avut primul set complet, suntem bogați. Era mare lucru. Era mare lucru pentru că la vremea respectivă nu existau posibilități, iar aparatura pe care o vedeți astăzi în sală o vedeam doar prin filme, nu exista nici măcar în magazine. În 1997, în primăvară, am hotărât să mișcăm lucrurile și să ne înființăm și legal. Legal n-a fost atât de simplu, pentru simplu motiv că la vremea respectivă asociațiile erau gândite nu pentru a face sport sau pentru a face ceea ce era gândită o asociație să facă, ci pentru a matricula mașini. Asta au fost vremurile. Și am fost în situația în care ne-am dus cu actele la Tribunalul Vrancea. Tribunalul Vrancea a spus să le înaintăm spre judecată doar în condițiile în care Ministerul vă va da avizul. Ok? Este corect? Am plecat la Minister, iar la Minister mi s-a spus, da, dăm avizul numai dacă sunt înaintate către judecată. Era un nonsens, dar era gândit de așa manieră încât să nu se poată înființa, tocmai pe motivul ăsta, pentru că la momentul respectiv, scopul înființării acestor asociații era înmatricularea mașinilor și nu activitatea pe care o declarau cei care făceau asociațiile. Mă rog, cu un pic de ajutor din partea sportivilor, detalii pe care mai cunoșteam, am obținut de la domnul Emeric Enei, care era la vremea respectivă ministru secretar de stat, acea semnătură de care aveam nevoie pentru a înainta actele spre judecată. A fost o premieră absolută în Vrancea, când am venit cu actele am fost întrebat dacă nu cumva sunt false, pentru că nu obținuse nimeni până atunci. În fine, asta din punct de vedere legal. După aceea au fost pașii, cei care urmăriți pe Facebook o să vedeți în zilele următoare am să încerc să scot niște imagini pe care le am pe niște casete video, acele VHS-uri care existau înainte, cu imagini din subsolul acela și cu primii sportivi pe care i-am antrenat și cu care m-am antrenat la momentul respectiv. Surpriza absolută pentru mine a fost acum 3 zile în urmă, când am fost la București, la o cu totul altă activitate și m-am întâlnit acolo cu cineva care m-a recunoscut și mi-a spus, țineți minte că făceam antrenament în subsolul ăla, unde treceau țevile de canalizare prin colț și știam exact cu precizie de câte ori se ducea cineva la toaletă. Chiar știam, pentru că se auzea curgând apa. În fine. Au fost și perioade în care ne-am gândit să lucrăm cu sportivi care și-au dorit performanța. Eu personal n-am fost niciodată fanul antrenamentelor de performanță, pentru că necesită și o muncă uriașă. Și
Și culturismul de performanță chiar implică niște eforturi și niște sacrificii enorme. Se pune problema de un regim alimentar draconic. În ultimele 3 luni înainte de concurs, lucrurile sunt extrem de greu de dus. Adică, ca să vă faceți o imagine așa, alături în sala de cardio, o să vedeți diplomele lui Adrian Ghilință. Adrian Ghilință, când s-a pregătit pentru naționale, cu 3 luni înainte de concurs, a intrat în sistemul acela alimentar în care, în prima lună din cele 3, a folosit ca alimentație strict piept de pui și orez. În a doua lună a început să scoată orezul și a rămas doar cu pieptul de pui. Iar în a treia lună n-a mai mâncat absolut nimic. Deci s-a mers strict pe suplimente nutritive, ca în ultima săptămână să începem să umblăm și la rația de apă. Deci vă dați seama cam ce înseamnă asta pentru un organism. E adevărat, l-a ajutat organismul, a rezistat sistemului și a fost în permanență acolo, în primii 5 din țară. Din punctul meu de vedere, nu e cea mai grozavă opțiune. E într-adevăr o satisfacție fantastică. Cei care au făcut sport știu ce înseamnă să te uiți pe podium și să primești recunoașterea. Dar lucrurile sunt greu de gestionat și precompetițional și postcompetițional, pentru că revenirea este dificilă. Ca să vă zic două vorbe despre culturism și fitness, sunt sporturile total antagonice cu toate celelalte sporturi și cu toate astea sunt sporturile pe care le folosesc toate celelalte sporturi ca adjuvant. Dacă în orice sport cauți soluția cea mai simplă să execuți un lucru pentru că scopul este să execuți acel lucru, în culturism și în fitness cauți soluția cea mai grea ca să execuți acel lucru pentru că scopul nu e să execuți, ci să lucreze organismul, să lucreze masa, grupa musculară respectivă. Așa că e puțin de amândoasele. Este pe departe cel mai bun sport pentru că poți ținti exact zonele pe care le ai mai slabe. Ca exemplu, astăzi vorbeam cu cineva în sala de cardio. Ce bine, dar la tenis de când nu faci efort foarte mult? Ba da, dar nu despre asta e vorba. O să vă uitați la tenismeni și o să vedeți că toți au mâna pe care o folosesc mai dezvoltată decât cealaltă mână, apar asimetrii. De ce? Pentru că antrenorul caută să vadă care sunt calitățile pe care le are sportivul și le amplifică. La culturiști și la fitness nu se face așa. Căutăm să vedem care e zona mai slabă ca să o ridicăm la nivelul celorlalte zone. Asta cumva ar trebui să dea un echilibru corporal, măcar în teorie. Eu zic și în practică. Ca nutriție, am fost întrebat de foarte multe ori care este cel mai bun sistem alimentar, cea mai bună cură de slăbire, cel mai bun sistem de alimentație. Poate să răspundă cineva din experiența proprie care e cea mai bună cură de slăbire, cel mai bun sistem alimentar? Cel care se potrivește. Altcineva? Ați descoperit? Care vă minuni? Voi? Minuni? Nu știu nimic. Nimeni nu s-a inventat, cred că minuni. Părerea mea că nu există un sistem alimentar perfect. Colega a zis foarte bine, este vorba de ceea ce se potrivește, iar cură de slăbire bune nu există. Chiar nu există. Orice cură de slăbire, în general, creează un dezechilibru mare de cele mai multe ori. Să nu vă bucurați dacă pierdeți mai mult de 1 kg pe săptămână, pentru că atunci se pierde și altceva în afară de grăsime. Se pierde din masa musculară, se pierde din apă, se pierde din densitatea osoasă, se pierd lucruri pe care le putem înlocui foarte greu după aceea, foarte greu. Pentru care scăderea optimă este 1 kg pe săptămână, dacă dorim să scădem. Am avut pe cineva, acum ceva timp în urmă, care a venit și mi-a spus peste 2 săptămâni am nunta, trebuie să slăbesc 15 kg. Zic, e bine. Se poate? Sigur că se poate. Păi... Da, nu, chiar se poate. 20 de kg. 20 de kg. Păi zic simplu, vă duceți la medic și vă dai micciori. Cum să faci? Este imposibil. Este imposibil indiferent ce îi face. Este adevărat că există organisme mai încăpățânate. Trebuie mai mult efort, trebuie un pic de atenție mai mare față de alții, dar ca să slăbești 20 de kilograme într-un termen atât de scurt sau 15 kilograme într-un termen atât de scurt, este imposibil. Este imposibil și nesănătos oricum. După aia mai există acea legendă. Păi, dar eu nu mănânc nimic. Eu mă îngrași și din apă. Cum să facă? Nu există nicio regulă pe care n-am respectat-o. Ba, eu cred că există ceva acolo, cu siguranță. Pentru simplu motiv că la Auschwitz n-a ieșit nimeni gras. Absolut nimeni.
Deci acolo este dovada clară că lipsa alimentației duce la subnutriție. Nu există altceva, asta este clar. În momentul în care organismul nu se duce în jos, undeva ceva nu este respectat, asta e clar. Că sunt combinații de alimente în funcție de fiecare persoană în parte, care fac mai mult rău decât altele, da, de acord. Dar în momentul în care cineva nu coboară în greutate, indiferent ce face, sigur undeva face o greșeală. Iar greșeala cel mai ușor de depistat este când faci o balanță. Într-o parte este efortul fizic pe care îl faci zilnic, în partea cealaltă este alimentația pe care o folosești. Când alimentația pe care o folosești este egală cu efortul fizic, rămâne greutatea constantă. E mai mare efortul, scade greutatea. E mai mare alimentația, crește greutatea. Este extrem de simplu. Iar ca sfat practic, dacă mă întrebați, cel mai corect este să vă faceți un calcul la numărul de calorii pe care îl folosiți. Acum, cine o cunoaște pe avocata clubului și soția mea știe că are 50 de kilograme îmbrăcată de iarnă cu bocanci în picioare. Am să vă zic un secret. Are un metabolism fantastic. Poate să mănânce cartofi prăjiți cu brânză și cu pâine la 12 noaptea. Nu îi se întâmplă nimic, nu pune un gram. Sunt cazuri. Metabolisme foarte rapide. Arderi foarte rapide. Ea a făcut sport în tinerețe. Ulterior, sportul pentru ea a fost ceva așa, din când în când, opțional. Să mă ierte Dumnezeu. Știi cum e? Că nu te împinge de la spate nevoia și nu vezi cânta o ia razna, e ușor. Nu ține la toată lumea. Deci ține de alți factori. Indicat este pentru cine are probleme de genul acesta să meargă totuși să aibă o discuție cu un nutriționist, să-și facă niște analize. Și am să vă zic de ce. Un nutriționist serios, nu tanti de pe dreapta care știu eu de nu știu unde, nu merge așa. Nu merge pentru că în urma unor analize o să vă spună care sunt alimentele care vă dăunează. Sunt grupe de alimente care nu funcționează pe metabolismul și pe modul de procesare al organismului fiecăruia. În momentul în care ai scos grupele alea de alimente, poți să mănânci cantități mai mari pe altele și nu se întâmplă nimic. Iar exemplul cel mai bun aici este școala de haltere bulgară, care are un sistem alimentar bazat în special pe grăsimi. Toți sportivii bulgari au în alimentație cantități de șuncă și carne grasă mari și niciunul nu e supraponderal. Pentru simplu motiv că nu sunt combinate cu nimic. Nu există carbohidrați în alimentația lor, deloc, sau aproape deloc. Așa că nu se întâmplă nimic. Uitați-vă la animale. E foarte simplu. Când spui animal gras, la ce vă gândiți prima dată? Porc. Bineînțeles. Ce mănâncă porcul? Amestecat. De toate. Amestecat. Nu e o problemă să amestecați grăsimile cu proteină. Uitați-vă ce se întâmplă la animalele carnivore. Vorbim de prădători, în general. Tigru, leu, mai știu eu care, niciunul nu-i gras. Și mănâncă, clar, grăsime. Mănâncă proteina multă. Dar nu mănâncă deloc carbohidrați. N-au de unde să ia. Uitați-vă de asemenea animalele care mănâncă doar vegetale. Da? Nu să vedeți niciunul gras. Vaca este mare, nu-i grasă. Când se sacrifică vaca, vedeți cantitatea de grăsime foarte mică. Deci, vorbim de volum mare, dar nu de grăsime. Gândiți-vă la animal gras, uitați-vă la porc. E simplu, când ai amestecat carbohidrații cu grăsimile, ia câtă bomba. Sunt unii care nu au venit să slăbească. Nu neapărat, atenție. Și trebuie acum, ei ce să fac? Să mai pună niște masă musculară? Ei cu ce să se trănească? Combină carbohidratul cu proteina. La genul ei de metabolism, să știi că nu funcționează. Deci la genul ei, ea este exact cum este soția mea. Orice, oricât la orice oră. Da și nu, pentru că știi ce se întâmplă în momentul în care organismul funcționează așa, de regulă creează de echilibre în alte părți. Adică s-ar putea să ai surpriza să constați că sunt hibe și carențe în sănătate și te întreb de unde. E posibil să fie de acolo, pentru că metabolismul la foarte accelerat, în general, creează probleme în altă parte. Nu e neapărat o fericire. Chiar nu este neapărat o fericire. Dar, ca idee, există două tipuri de antrenament. Antrenamentul aerob și antrenamentul anaerob. Pentru cine vorbesc chineză, să mă oprească, să întrebe dacă mi se pare că o iau razna. Ce înseamnă aerob, ce înseamnă anaerob? Aerob vine de la ceea ce faceți aici. Aerobic. Gimnastică aerobică.
adică efort în prezența oxigenului. Ce înseamnă asta? Înseamnă că efortul pe care îl faceți nu este atât de mare încât mușchiul să toace tot oxigenul pe care îl are stocat și să rămână în absența acelui oxigen. Gâfâiți, se trage mult aer, dar asta înseamnă că are timp oxigenul să ajungă în sânge și sângele să-l ducă la grupa musculară respectivă. Ăsta este genul de antrenament care toacă cel mai rău grăsimile. Deci pentru cine își dorește să scadă în greutate, este clar cea mai bună soluție. Antrenamentul care pune niște kilograme, dar atenție, nu o să pună kilograme de grăsime. Deci nu există așa ceva. Grăsime poți acumula numai pentru o viață sedentară și pentru o alimentație dezechilibrată. Dar să iei în greutate un anumit număr, cum își doresc băieții, în primul rând, de masă musculară, de kilograme efectiv, de calitate, masă musculară efectivă, se face un antrenament anaerob. Ce înseamnă asta? Alături în sală, se fac serii de către 6-10 repetări, iar efortul este atât de mare, încât pe la 6-a repetare, băieții o să vă confirme treaba asta, simți că arde mușchiul, pentru că nu mai are oxigen. În momentul ăla se face efortul în absența oxigenului. Iar fibrele musculare capătă altă densitate și altă dimensiune. Repet, atenție, nu se pune grăsime. Deci eu n-am soluție prin sport să acumulăm țesut adipos. Prin sport se poate acumula masă musculară. Țesutul adipos se poate acumula făcând ceva ce porcul. Mâncăm ca el și stăm degeaba. Nu-i deloc complicat. Ce pot să vă spun este că am avut niște colegi în facultate și unul dintre profesori a spus, le vedeți cât de subțirele sunt? Da, sunt niște saci de grăsime. Na. Nu se poate, zic. Au 50 de kilograme. De unde? Și a demonstrat, cântărindu-le și făcând niște analize de ce nu măsurătoare, cântărire e un pic mai complicat, dar luați-o ca atare. Se cântărește pe un cântar așa cum ne cântărim noi, deci pe uscat, se cântărește pe un cântar în apă până la bărbie, se măsoară niște cute de grăsime de pe corp, după care se introduc într-un tabel. Ne-am îngrozit când a dat tabelul la final, a dat rezultatul. Pentru că erau subțiri, dar erau subțiri cu foarte puțină masă musculară. Ele, dacă urcau până la etajul 3, deja făceau febră musculară la coapse. Era foarte puțină masă musculară, iar diferența de număr de kilograme. E foarte important. Masa musculară activă și numărul de kilograme pe total ecuație. În momentul în care e dezechilibrul ăla mare, o să vedeți povestea aia, dumne, dacă are bărbatul are 1,70 m, trebuie să aibă 70 de kilograme. Fals. Fals. O să vedeți la 1,70 m culturiști care au 110 kg, n-au fir de grăsime pe ei. Deci nu poți să faci o corelație de genul ăsta. Iar foarte important este cât anume avem masă musculară activă și cât anume avem surplus pe care îl cărăm ca un rucsăcel în spate, zilnic și nu ne folosește la nimic. Ba mai și încurcă puțin. Să vă zic două vorbești despre sauna? Da. Te rog. Eu să întreb, o persoană care alege să devină vegetariană, spre exemplu, își poate găsi din fructe și legume și ce mai consumă tot ceea ce are nevoie în organism? Aproape tot. Aproape tot. Eu personal am scos carnea din alimentație acum vreo 12 ani. După cum vedeți, nu sunt un silfidic. Dar am scos carnea, în schimb, n-am scos tot ce înseamnă proteina de origine animală. Am rămas cu oul, am rămas cu brânza, și din când în când pește. Pentru că sunt anumiți aminoacizi pe care nu îi găsiți în vegetale, indiferent ce o să vă zică nutriționiștii care sunt înclinați către vegetarianism. Da. Sunt aminoacizi pe care nu îi găsiți acolo. N-aș recomanda în veci cuiva care are un copil în creștere să-l treacă pe regim vegetarian. Eu nu spun că este imposibil, dar eu spun că este extrem de periculos. S-ar putea să aibă surpriza să se confrunte cu probleme de sănătate greu de corectat după aceea. Un rachitism care se așează la o anumită vârstă ca să mai corectezi după aia, muncești de sară ochii. Da, s-a încheiat ciclul de creștere. Am trecut de 21 de ani, hotărâm pe care dintre variante mergem. Vrem o variantă în care să scoatem carne. Eu vă spun de ce am scos eu carne. Am scos carne pentru că știu foarte clar cum sunt crescute animalele în fermă la ora asta. Nu există fermă care să nu folosească tot felul de hormoni. Hormonii rămân în interiorul mușchiului. Principalul hormon de creștere pe care îl folosesc este testosteron. Este hormon masculin, hormonul responsabil de agresivitate și evident și de sexualitate, dar de agresivitate în primul rând. Am fost un temperament coleric întotdeauna. Testosteronul pe care îl mai extrageam și din carnea pe care o consumam era bombă. Deci e ca și cum unul e deja beat și mai pui un pahar de vodcă în față. Ai rezolvat tot ce se putea rezolva.
Și atunci am hotărât să renunț pentru că eu nu am avut posibilitatea unor bunici, părinți, eu știu, slash prieteni, ce vreți voi la țară, ca să pot lua de acolo un animal crescut cât de cât fără acești hormoni. Atenție! Chiar în condițiile în care ai crescut cumva curat, și am ajuns pe piață și cumpăr la țărani, am un prieten foarte bun care are farmacie veterinară. M-am îngrozit când mi-a povestit ce medicamente vinde țăranilor care au curse, păsări și mai știu eu ce. Să fii la țară și ia sac de la sigur că da. Mâncare gata preparată? Sigur că da. Mâncare. Dar dacă ar fi numai mâncarea, dar bagă foarte multe antibiotice. Păi ce, la pui la două zile de dă înapoi. Exact. Ei, toate lucrurile alea se regăsesc în mușchiul pe care îl consumați. Și atunci vă dați seama cam ce înseamnă aia pentru organism. Este o alegere, e o opțiune personală, fiecare își poate calcula dacă poate duce un asemenea sistem alimentar sau nu. Eu personal n-am avut o problemă. Când am zis de mâine nu mai mănânc carne, de mâine n-am mai mâncat carne. Au trecut 12 ani. Nu cred să mai revin vreodată la sistemul alimentar vechi. Dar nu aș putea recomanda, faceți varianta asta că e varianta bună. Nu. Și atenție, nu este o variantă care, dom'le, am renunțat la carne să vezi ce slăbesc. Nici pomeneală. Nici pomeneală. Deci nu vă imaginați că de la carne se adună niște kilograme. Alte întrebări. La ce fel puteam să mâncăm, într-adevăr, să fim sănătoși. Dacă mănânc la 10 noaptea, mă afectează sănătatea. Eu personal nu mă pun niciodată mai devreme de 2, deci dacă mănânc la ora 10 nu e o problemă. Ora la care mănânci trebuie să fie corelată cu ora la care te culci. Extrem de important. Și depinde ce mănânci. Și depinde ce mănânci. Atenție, a zis foarte bine. Depinde ce mănânci, pentru că ce se întâmplă? Sunt anumite alimente care se procesează mai ușor. Atenție, sunt persoane care au o digestie mai rapidă. Am făcut 6 kg într-o săptămână. Nu e cea mai grozavă situație, crede-mă. Eu acum fac tratament pentru imunitate pentru 6 luni. Asta spun. Deci, vezi, pierderile astea masive în greutate sunt periculoase. Sunt periculoase, dau dezechilibre de... După aia stai și te întreb cum Dumnezeu le mai remediezi. Exact. Da. Nu e cea mai grozavă situație. Dar ca idee trebuie să vă orientați așa. Mănânc ce? Mănânc la ora, mă culc la ora 12. Eu un program la care totuși zic eu că sunt oamenii normali. Eu nu mă încadrez niciodată, nu m-am culcat de vreme. Dar să zicem, mă culc la ora 12. Păi nu e o problemă dacă mănânc la ora 11 un pahar de iaurt. Dumnezeule, ăla pleacă prin intestine, se duce, slavă Domnului. Ba da, dacă la ora... Friptură la cuptor. Cum? Friptură la cuptor. Nu e cea mai grozavă idee. Nu e cea mai grozavă idee. Nici cea mai grozavă idee, de exemplu, să încerci ceva afumat. Și, în general, atenție, organismul spune. Noi nu prea suntem atenți la ceea ce spune, dar organismul spune. În momentul în care ceva nu priește, ceva se digeră greu, anunță. El chiar spune. Trebuie doar să fiți atenți și, în general, alimentele alea să le consumați cât mai devreme și, eventual, la o oră jumate, două, după ce ai consumat acele alimente, să ai un antrenament. Este cea mai bună soluție. Am avut probleme cu stomacul ani de zile. Ani de zile, în sensul că aveam o aciditate, m-am dus la tot felul de medici și au încercat tot felul de analize. Dom'le, dar n-ai nimic. Bun, dar nimicul doare. Adică era ușor deranjant că n-ai nimic și cu toate astea eu aveam probleme. Până când mi-a explicat un... Bă, o parte dintre voi ați mai auzit de acel profesor de la Brodina care făcea tot felul de minuni. Dumnezeu să-l odihnească unde este, că nu mai întreb mai. Eu am ajuns la el cu... un prieten care avea niște probleme de sănătate. Iar moșul s-a uitat așa la mine și a zis, da, mata, n-ai nimic? Zic, nu. Ba, n-ai probleme cu stomacul? Pă bune, zic, dar seriu, ajunge și aici? Adică totuși. Na, zice, se vede. Și mi-a explicat o treabă foarte simplă. După fiecare masă, mănânci 3 măsline cu sâmbure, cu tot, și niciodată, viața ta, timp de o oră, nu te întinzi în pat după ce ai mâncat. Asta cu măslinele a folosit și folosește celor care au probleme de aciditate. Și altă, cu să nu te întinzi în pat, folosește la toată lumea. Deci, ai mâncat, nu te întinzi în pat. Cineva spunea că jumate din digestie se face cu picioarele. Dacă ai posibilitatea timp de o oră să te plimbi, ideal. Dacă nu, măcar nu te întinzi în pat. Stai într-un fotoliu, nu te întinzi în pat. Organismul digeră foarte greu în momentul în care intră în starea de somn. Iar dacă stai culcat, în general, există reflux. Ăla creează probleme. Ce vrei să spui, te rog? Ți-am răspuns? Scuze-mă, te-am lămurit? Pe mine, da. Te-am lămurit. Clar, nu mai mănânc fructe. Ah, bine, ce-am călătorit. Seara.
Te rog. Sunt bune suplimentele, că unii spun oameni spun că nu și alții spun că da. Suplimentele alimentare pentru cine își dorește să crească sau să scadă în greutate sunt varianta simplă. Acum, tu ești foarte tânăr, dar poți să crezi pe unul care are un pic de păr alb în cap. Undeva prin 85 începuse să se zvonească că o să ajungem în anul 2000 să mâncăm pastile. Parțial adevărat. Deci aceste suplimente de care mă întreb sunt acele pastile de care se vorbea cândva că o să ajungem să le mâncăm. Acum, imaginația noastră de copii suna așa, o să luăm o pastilă și am dat o friptură. Nu-i chiar așa. Deci lucrurile nu sunt chiar așa. Dar, în principiu, luați-vă în calcul că aceste suplimente sunt făcute, dacă vorbim de supliment de calitate, nu vorbim de mizerie. Dacă vorbim de cele de calitate, sunt făcute din zer de lapte, din carne de vită, da? Deci sunt de origine animală, clar, toate. Acum, eu m-am folosit de aceste suplimente la sportivii de performanță. Pentru că este foarte simplu să-i suplimentezi alimentația fără să bagi și acel balast pe care nu ți-l dorești. Că oricât ai încercat să-i cauți o mușchi de cea mai bună calitate, îl are la rândul lui grăsime. Mai multă sau mai puțină, dar are. Să-l prepari de asemenea. E o filozofie întreagă ca să reușești să scoți doar proteina pură. Proteinele astea, concentratele astea proteice, sunt de foarte bună calitate în sensul că au reușit să obțină strict ceea ce și-au dorit. Vrei o anumită calitate de proteină și aia de carbohidrați? Pe aia le găsești. Sunt bune în condițiile în care nu sunt luate mai știu eu de pe unde. Sunt bune în condițiile în care nu au aport de hormoni, pentru că există și așa ceva. Există proteine pentru creșterea masă musculară care au din capul locului testosteron în ele. Atenție, nu o să le găsiți la club niciodată. Pentru că sunt, vă dați seama, intră sub jurisdicția farmaciilor, sunt, din punctul ăsta de vedere, poftim? Ilegale în cluburi, atenție, în farmacie, ți le poate vinde legal. Testosteron te duci și cumperi. Naposim încă este la vânzare. Decadurabolin și altele. Deci, ca medicament, atenție, astea nu au fost făcute pentru sportivi. Astea au fost făcute post-traumatic și post-operatoriu. Cu alte cuvinte, dacă ai avut o operație și organismul se reface greu, acest steroid anabolizant te ajută fantastic de mult să te refaci după o traumă sau după o operație. Deci nu sunt răi în sine. Ei sunt trei în momentul în care se face abuz. Și ca să înțelegeți ce înseamnă abuz, eu am avut ocazia de a văzut sportiv care lua naposim. Și l-am întrebat, zic, dacă are doza de atac la naposim, deci ceea ce prescrie medicul, sunt două comprimate, maxim 4 pe zi. Și l-am întrebat, câte comprimate ia respectivul sportiv pe zi? 100 de comprimate. Înțelegeți despre ce vorbim? E cumplit ce se întâmplă în organism în momentul ăla. Interesant este că eu am tot încercat să găsesc argumente, să-i conving să nu folosească. Pentru că îmi dădeam seama că se distrugeau tineri de vârsta voastră, care își doreau rezultate spectaculoase. Și am încercat să le explic cam ce înseamnă pentru ficat, pentru inima. Atenție, Arnold este cel care a inventat dopajul. La o anumită vârstă s-a operat de inimă. Nu toți aveam banii și posibilitățile pe care le-a avut el în America să aibă o operație atât de bine făcută încât să nu rămână cu sechele. Operație pe inimă nu chiar de glumă. Bun. Și am căutat argumente de genul ăsta. Băi, inima, ficatul. Am vorbit la pereți. Până când le-am spus, ascultă, zic, dar nu cumva dimineața și în general pe parcursul zilei apare erecția așa complet aiurea? Zice, ba da. Păi zic, hai să spun cum e. Tu acum îi dai organismului niște lucruri pe care el, în mod normal, trebuie să-și le secrete el atunci când trebuie. Un organism care primește de gata, nu mai secretă el. Și atunci, în prima fază, o să apară clar sterilitatea. Dacă continui tratamentul, sterilitatea aia devine permanentă. Nu poate fi reversibilă. Dacă mai continui după treaba asta, o să apară impotența. Și în a doua, în a patra fază, impotența aceea devine irreversibilă. Și când ai să ți-o folosești doar ca să te duci la toaletă, ai să-ți aduci aminte că ai mușchii foarte relievați. Ăsta a fost un argument care a funcționat. Cred că singur. Băieții sunt foarte sensibili la treaba asta. Dar e real. Deci tot ceea ce le-am explicat este cât se poate de real. Este extrem de periculos. Iar pentru fete, ca am avut și fete la performanță, este mult mai periculos decât pentru băieți, pentru că cantitatea de testosteron la femeie este foarte mică.
Femeile este crede testosteron, din ovare, dar cantitatea este minusculă. Ei, în momentul în care tu baci cantități uriașe, automat apare femeia cu barba. Râdeți, dar să știți că e cea mai mică problemă. Toate celelalte sunt ale pe care nu le vezi. O, da. Da. De fapt, organismul se trece printr-un proces prin care se masculinizează teribil. Dacă o să vă uitați la femeile care concurează la culturism, o să vedeți că aproape n-au sâni. Da, ele apar pe scenă cu sutienul pe ele, dar sutienul e mai mult decorativ. Nu au ce să acopere. Deci s-a pierdut. Glanda mamară dispare. E firesc să se întâmple treaba asta. Atunci riscurile sunt mari. Ți-am răspuns? Deci, suplimente nutritive, da? În cantități pe care organismul să le tolereze, să fie supliment, nu înlocuitor de masă, foarte important, pentru că tu ai și înălțimea necesară. La tine, dacă mai pui în momentul ăsta 30 de kg de masă musculară, nu va fi mult. 30 de kg de masă musculară nu le obții ușor. Așa că nu-ți face griji. Singura treabă să te uiți tot timpul când crește brațul să nu crească și burta. Acolo poate fi o problemă. Hai să vezi că crește brațul, e frumos, dacă a crescut și burta, lucrurile încep să se schimbe și devine mai dificil să mai dai înapoi. Cu măsură și lucruri de calitate. Deci nu vă aruncați să luați, că mi-a zis mie nu știu cine. Acela nu știu cine, mai întrebați-mă și pe el. Întrebați-l pe Alex. El are lista, dacă o să vă uitați undeva la intrare acolo, este un atestat. Noi suntem atestați pe antidoping. Deci știm foarte bine ce trebuie adus. Iar la vânzare aici nu o să găsiți niciodată altceva. Și n-am să aduc sub niciun motiv, indiferent ce cerere va fi. Alte întrebări? Te rog. Recomandați o protein sau o creatină pentru băieți care se apucă între 14, 15, 16 ani de sală? Creatină poate fi luată la orice vârstă. Proteinele trebuie văzut, vârsta trebuie văzută, greutatea și mai trebuie văzute niște lucruri. Eu v-aș sfătui să nu le luați chiar după ureche. În principiu este același răspuns pe care l-am dat și lui. Nu este rău. Creatina poate fi luată de la orice vârstă. Nu abuzat, nu peste cantitatea pe care o recomandă producătorul, dar poate fi luată la orice vârstă. Deci la 15 ani e foarte bine. S-ar putea ca efect pe care sigur o să fiți încântat de el să apară și o creștere în înălțime mai accentuată. Stimulează. 14 ani? Nu cred că la vârsta asta mai are. Putem încerca, dar șansele sunt mici. Te-am urmărit? Da. Acela? Există prea mult. Deci nu există prea mult. Există prea mult în anumite condiții. Organismul trimite niște semnale. În momentul în care ajunge acasă, dar ești prea obosit ca să dormi și știți, bănesc, la ce mă refer. Atunci să știți ca să recalcă că e totul fizic. Organismul spune singur. În general, ăsta e primul semnal. Deși te simți extrem de obosit, apare insomnia. Dar, în principiu, dacă o să vă uitați la orice post de televiziune, spune acolo, pentru viața sănătoasă, mișcare minim 30 de minute în fiecare zi. Acolo ce să vă spun? Sunt unii care au o capacitate mai mare, alții o capacitate mai mică, dar încercați să vă urmăriți corpul pentru că organismul spune. Bun. Acum eu ce să vă zic? Ideal ar fi să avem toți posibilitatea să ne luăm un antrenor personal. Dar un antrenor personal bun, la nivel de București nu vorbesc de ce sume, la nivel de Focșani probabil că sunt 500 de lei pe lună, nu există. E greu, eu îmi dau seama de treaba asta. Și atunci, nu toată lumea își permite să meargă la nivel super profesional, dar este suficient să fii un pic atent la corpul tău și corpul spune. Sunt exerciții care nu, mă rog, toți am avut diferite traume, diferite probleme de sănătate, sunt exerciții care nu cadrează cu organismul nostru. Nu forțați. Nu că eu vreau să fac scoară, dar bun, ai avut întindere pe zona interioară a coapsei, da, mai bine abține. Ajutură. Bineînțeles. Bineînțeles. Adică în momentul în care, știți cum este, că aici mie mi-a sunat foarte rău și când vorbeam de înalții bisericii, prea fericitul, dom'le, tot ce-i cu prea e de rău. Deci, nu merge asta. Tot ce-i cu prea nu e bun, uite, Doamna spune foarte bine. Până la un punct e bine. Când devine prea, nu mai e bine. Acolo undeva trebuie să există o limită unde trage linie. Unde tragi linie? Spune organismul singur. Foarte important. Iar, cum să spun, depășirea de efort apare cu anumite semnale.
Primul semnal pe care o să observați este insomnia. Deci te simți extrem de obosit, te așezi în pat și nu poți să adori. Domnul mi-a citat, după cum te-ai ridicat, cred că ai pățit-o. Da. Așa? Da. Nu știu, colega din spate, același lucru făceau. Deci, astea sunt semnalele. Dacă ați avut o zi, atenție! Acum, lucrurile sunt foarte complicate, eu încerc să le simplific cât pot. Ca să faci antrenamente de și un alt nivel, trebuie să ții cont inclusiv de vremea de afară. M-am avut un profesor foarte bun care mi-a explicat, pro afară, nu tragi de sportiv. Nu am uitat, zic, bine, noi facem în sală. Tot mi-a dat umbrela și a zis, nu, e presiunea atmosferică viță, o să vedeți că nu ne funcționează. Tragi de mai mult la un antrenament de genul ăla, că tu ca antrenor îți dorești să facă și vezi că se accidentează. Deci nu forțezi în momentul în care este vremea ploioasă. Nu-i varianta nici să îndrăgă antrenamentul. Cea mai bună variantă să-l faci, dar să-l faci o intensitate mai mică. Da? Iar organismul în general trimite semnale. Dacă vezi, ajungi la sală și vezi că n-ai niciun chef bun. Am avut să vă spun, sportul este treabă, da, cu discuție. Deci, cei care sunteți astăzi în sală, cu siguranță sunteți oameni care nu așteptați bomboana astăzi. Ce înțeleg eu prin asta? S-a făcut un experiment. Copiii supuși acestui experiment și urmăriți mai târziu, s-a dovedit că cei care au reușit să-și amâne gratificația au fost cei care au reușit în viață. Mult mai bine decât ceilalți. În ce sens? Îi puneau bomboana pe masă și spuneau, uite, poți să iei bomboana aia acum, dar dacă aștepți o jumătate de oră, primești două. Au fost care au luat bomboana, au fost care au zis, două, da. Cei care au reușit să-și amâne gratificația au fost cei care au avut șanse mult mai mari de reușit în viață. Deci au fost în cu totul altă poziție, asta e clar. Urmărit studiul ăsta de 60 de ani. Este cel mai mult studiu făcut. 60 de ani. Este al patrulea director de studiu în momentul ăsta. Nu mai știu la ce mare facultate, dar nici nu are importanță. Ideea e aceeași. Ei bun, când vii la sală, nu vii să te simți bine atunci. Că nu se simte bine, bine când transpiră. Nu! Dar te simți bine după aceea. Secreția de endorfine, dopamina, toate lucrurile astea apar în urma mișcării. Cel care are ambiția și, cum să spun, voința să vină la sală astăzi, se va simți bine mâine. Deci sunt cei care își amână gratificația. De-aia foarte rar în sările de antrenament ai să vezi că, bine, sunt care vin două săptămâni și dispar, dar oamenii care vin în sările de antrenament sunt oameni care performă sau au reușit în carieră. Sunt oameni care și-au amânat gratificația. Sunt oameni care au reușit să facă lucrurile puțin diferit. Toate lucrurile astea se contabilizează undeva. Ele se adună. Ele se adună și contează enorm. La un moment dat vă spuneam să vă zic două vorbe și de sauna. De ce este importantă sauna? Mă duc și stau acolo la căldură, da. Pentru că o parte dintre voi fumați. Toți mâncăm mâncarea pe care o mâncăm. Respirăm. Toți respirăm aerul pe care îl respirăm. Sauna funcționează foarte bine pentru că reușește să elimine din toxinele pe care le introducem în organism, că vrem sau că nu vrem. Asta e situația. De câte ori pe săptămână, părerea mea că nu mai mult de două. Ideal una, dar nu mai mult de două. Dar faceți-vă un obicei. E foarte ieftin. Deci aici nu este o afacere, ceea ce vedeți aici. Tot ceea ce s-a făcut aici s-a făcut ca să ne simțim bine împreună, să avem un loc unde să... A fost visul meu. Nu numai al meu. Și al Oana, și al Budoinița, și a tuturor celor care am muncit aici, care am încercat să facem niște lucruri. Încercați să profitați de treaba asta. Iar sauna? Cum se face sauna? Nu intrați și stați acolo până vă vine rău. Intrați în saună odată, stați 5 minute, 10 minute, 15, cât organismul spune la un moment dat, gata. Când a zis gata, ieșiți și încercați să faceți dușul cât de rece îl suportați. Dacă se poate rece, rece e perfect. Intrați a doua oară. Nu o să mai stați ca prima dată. Nu o să mai fie 15 minute, să fie poate 8. Nu știu. Tot așa, vă spune organismul. Ieșiți, duș rece, intrați a treia oară. După ce ați ieșit a treia oară, duș rece, după care vă spălați, șamponați, mai știu eu ce faceți, și ați ieșit. Deci nu se intră mai mult de 3 ori. Nu vă luați apă rece în saună. Sub niciun motiv. Vă deranjați la stomac atunci, în secunda aia. Deci nu faceți greșeala asta. Dacă vreți să vă luați ceva de băut în saună, luați-vă un ceai cald. Fierbinte preferat. Să vă opăriți. Cât de fierbinte puteți bea. Și faceți treaba asta cu regularitate. O să vedeți că de ce e important, nu, ies de la cald și intru sub duș rece, păi răcesc. Nu e adevărat, nu răcește nimeni. Eu nu cunosc niciun caz. Soția mea, care e foarte atentă cu temperaturile și cu asta, a intrat la un moment dat într-o saună în Republica Moldova, eram toți și a zis că hai că vin și eu, uite, vine și cu tărasca, și cu tărasca vin și eu.
110 grade avea sau doar atât. Și când am ieșit, ieșeam afară, însemnând chiar afară, unde era un bazin cu apă și spărgeam viața cu toporul ca să putem intra. Deci vă dați seama despre ce vorbim. Era lângă mine bazin. Când ești la 110 grade, nu se mai pare bazinul. Asta bazinul rece. Unde e șmecheria? Păi șmecheria e în felul următor. La temperatura aia foarte ridicată se produce vasodilatația, toate vasele de sânge se dilată. În momentul în care se intră în apă rece, se produce vasoconstricția, vasele se strâng. Este ca o gimnastică a aparatului circulator. Se elimină colesterolul, se elimină o grămadă de probleme, iar prin transpirație se elimină foarte multe toxine. Așa că luați-vă în calcul, grupați-vă câte 3, câte 4 și odată pe săptămână poate nu e rău. Dar nu te afectează ceasul dacă te duci la aici la cal? Niciodată. Diferențele astea de temperatură bruște... De la mediul normal, la rece sau iubesc, da. Atunci afectează. Niciodată. Eu n-am văzut pe nimeni să aibă probleme. Gândește-te că sauna se face de atâția ani de zile în Finlanda, de sute de ani. Eu n-am auzit infarct după sauna. Niciodată. N-am auzit om să răcească după sauna. Deci, sunt alte contraindicații. Dacă sunt probleme de sănătate, e altă poveste. Trebuie atenție, dar în principiu, pentru persoane care nu au probleme deosebite de sănătate, dragilor, v-am tocat o grămadă de timp. Sper că v-am mai dat niște informații. Sper să vă folosească. Și mai vorbim. Și luați-vă în calcul, vă rog, că săptămâna aceasta, se, cine plătește cotizația, se scrie automat și la acea tombolă unde nu există pierzători. Vorbesc mai tare. Am spus așa, săptămâna aceasta se face acea tombolă unde nu există bilete necâștigătoare. Deci cine plătește cotizația săptămâna asta și săptămâna viitoare, participă automat la tombolă și repet, nu există bilete necâștigătoare. Vă mulțumesc frumos! Mulțumesc!